Dragi prieteni, ne întâlnim iarăși la o lecție de istorie. Consacrăm această lecție celor care au fost deportați în anul 1940, la data de 12 spre 13 iunie 1940. Acești oameni au fost majoritatea arestați și deportați pe motive politice, cum că ar fi colaborat cu administrația românească, erau preoți, profesori, intelectualitatea basarabii, să spunem așa, oameni învățați. Nu aveau nicio vină față de URSS. Ei s-au născut în România, au crescut în România, lucrau în România. De la 1918, Republica Moldova, pe atunci Basarabia, făcea parte din România. Așa că nu aveau nicio, încă o prostie și mai mare. Îi judecau după legile Federației Ruse și a Ucrainei. Acum și o să vă spun și chestia asta, că este aici. Și deci, la 1940, în Basarabia locuiau 1.620.847 de persoane de etnie românească. De toți la acea dată locuiau 2.864.402 locuitori. Asta era întreaga populație a Basarabiei. Dintre ei 1.620.847 de persoane erau români basarabeni. Moldoveni, ziceți-le cum vreți, că e ce ești. Așa. În timp de un an de zile, din 1940, de la 28 iunie, cum au venit ocupanții, și până la 22 iunie, când i-au fugărit armatele româno-germane, Basarabia noastră a pierdut 499.465 de oameni. Adică, dacă populația Basarabiei în anul 1940 era de 2.864.402 locuitori, în 1941 deja era numai de 2.364.937 locuitori. Adică 499.465 de locuitori lipsă. Unde erau acești oameni? I-au eliberat să-i ducă în Siberia, să-i împuște? Că așa spun când ne-au eliberat de români. Cum ne-au eliberat? Să ne ducă în Siberia? Sau să ne împuște? Ce fel de eliberare era asta? Și deși era nevoie să ne elibereze pe noi, din noi, că noi hotar aveam cu Moldova aceea de peste Prut. Ei sunt moldoveni, acolo sunt 5-6 milioane de moldoveni ziua de azi. Păi care ocupanți? Moldoveni și erau ocupanți pentru noi? Cei din Iași, din Galați? Trebuie să fii om debil, bolnav de cap, să spui așa prostii. Noi nu am fost ocupați de români. Noi ne-am unit cu țara, dar nu ocupați. Noi ocupați n-am putut să fim, noi ocupați am fost de ruși, de Uniunea Sovietică, că nu erau de o națiune cu noi, de o limbă, etc. Dar n-am putut să fim noi ocupați de moldoveni cei din partea cei de Prut, că geografic cu ei avem hotar, nu? Noi ne-am unit cu ei, cu fosta țara Moldovei, care acum făcea parte din România Mare, se numea România Mare. Iată cum a fost. Nimic altceva. Deci, la 12 spre 13 iunie 1940 au fost arestați și deportați 29.000 de oameni. Majoritatea dintre ei, bărbații, nu s-au întors niciunul. Pe ăștia i-au despărțit de familii la Tiraspol. I-au dus cu minciuni, după cum ei întotdeauna, toată viața lor, ei sunt numai cu minciuni, ca și Carl cu ăsta de la Moscova, numai minciuni, spunea ta așa, spuneau și atunci. Le-au spus că bărbații să iau să-i duc înainte, să pregătească locul unde au să ajungă femeile și copiii. Pe dracu! I-au luat și nu i-a mai văzut nimeni niciodată, i-au împușcat la Ivdel, în Rusia, încolo, în Siberia, la Ivdel Lag, i-au împușcat pe toți, i-au omorât și pe urmă, când i-au întrebat lumea, pe timpul lui Gorbaciov, a început să intereseze unde, cum a murit.
Păi scrieau acolo că a fost bolnav, că a decedat. Care a decedat? I-au împușcat pe toți, i-au omorât. Ăștia erau majoritatea foști primari, foști polițiști. Ei făceau parte din partidii politici, i-au omorât și nu le-au spus la oamenii asta, dar spuneau că a decedat de boală, zice, băi, nici o boală, nimic. În decurs de un an, de la 28 iunie până la 22, de la 28 iunie până la 22 iunie 1941, au fost deportați, evacuați, arestați, maltratați, pedepsiți prin drept 330.000 de basarabeni. Iată așa eliberare ne-au făcut. Deja între anii 1944-1956, alții 350.000. 100.000 au fost prin lagărele de concentrare sovietice, zis Gulag, de care erau 32.000 de lagări în țara cea mai liberă din lume. 33.000 de lagări. 500 din ele erau după Cercul Polar, Aldi Colman, Norilsk, Magadan, Vorkuta, etc. Toate sănătorii buni, da? Toate astea eu am studiat teroarea stalinistă în Basarabia, studii, documente, memorii. Chișinău 2013 și autor Anatol Petrencu, doctor habilitat în istorie, conferențiar. V-am spus, 499.465 de persoane din populația Basarabiei de atunci era lipsă la 1941. Aproape 500.000 de oameni au fost duși din țara lor. Așa. Plus la asta. Iată aici un martor ocular ne spune Hans Isaac Zimmermann despre evenimentul din 6 iulie 1940. Ce a fost acolo? La 6 iunie 1940, la Chișinău, a avut loc o paradă a trupelor sovietice, numită în istoriografia sovietică drept Parada Eliberării, adică Eliberării Basarabiei. Manifestația a fost deschisă de tancul continentului Baleasnikov, primul care a intrat în Chișinău la 28 iunie. În continuare, defilarea a fost condusă de către generalul de armată Gheorghe Jucov, comandantul grupului de sud al Armatei Roșii. În baza memoriilor Hans Isaac Lieberman, 1923-2008, care publică sub pseudonimul Haralamb Zinca, reconstituim evenimentele din acea zi. La 6 iulie 1940, Marea Paradă a Eliberării se desfășura în sunet de fanfare, în zgomotul coloanelor de tancuri, în funcția mea de instructor al Sovietului Primăriei Chișinăuică, am primit invitație la tribuna oficială. Tribuna de onoare era o enormă cutie de lemn, vopsită în roșu, răsturnată cu fundul în sus. Paranda începea la orele 10. Accesul la tribună se încheia la ora 9. Am ajuns prin strada Gogol, de jos, la colțul fostei facultăți de teologie, de câte ori am fost oprit de încăvădiști, poliția politică și controlat, și atunci am văzut ceva ce nu credeam să văd. De la colțul străzii Gogol până la strada Mihai Viteazu, de două părți ale străzii Alexandru cel Bun, stăteau înșărate coloanele de onoare, distanță de 5-8 metri, unul de la altul, un încăvădist și un SS-ist, un german al trupelor SS, fascist, nazist, ca așa îi spun, da? Iată, prietenii au venit la paradă. Un încăvădist și un SS-ist, învestit o uniformă cenușie, maus farbe, culoarea șoarecelui. Înțelegea Hitler Stalin era în toiul execuției pe puncte. Unul din puncte era vizat în URSS a unui batalion SS pentru a ajuta la repatrierea germanilor. Deci acest batalion a participat la această paradă. Dar și pentru a vizita lagările de muncă forțată, Gulag, coloanele de onoare din 6 iulie 1940 de la Chișinău erau poate unica manifestare fizică a regretabilei prietenii hitleristo-stalinisti. Vedeți cum?
erau prieteni, participau la paradii cu ormunii, nu așa. Timp de 2 ani de zile au fost aliați. Dar nouă ne spun că Hitler, care Hitler, voi împreună ați fost. Acest Zimmermann spune mai departe. Eu stăteam uimit în fundul tribunii, în fața mea, în primele rânduri se aflau între alții Hrușov, Mehlis, Mareșalul Timoșenko, de asemenea, stătea înalt, elefant, rafinat, Standartenführerul von Schulenburg. Iată cine era încă la paradă. Comandantul unităților din brigada Tadescorp. În al doilea rând, fratele Mareșalului, un țăran analfabet, din satul Furmanovka, județul Cetatea Albă. Cucoana din Hâncești, fost amantă și agent al lui Kotovski, Crâlov, primarul Chișinăului, Sviridov, răzvrătitorul tineretului și alte personalități, scria Haralam Zinca. Iată, fraților, paradă făceau, așa, patima basarabenilor, pierderi umane ale Basarabiei sub ocupație sovietică, prima ocupație. În prima ocupație sovietică, la 28 iunie 1940, 22 iunie 1941, în mai puțin de un an, peste 300.000 de persoane au fost arestate, deportate, ucise, acestea reprezentând 12,23% din populația Basarabiei interbelice. Arestări, 48.000 de persoane. Oameni politici care militaseră pentru unirii, învinuiți de trădare, dintre care 5 foști deputați din sfatul țării, Ion Codreanu, Leancă, Secară, Cateli, un fost senator, funcționari civili și militari transferați la Tiraspol pentru siguranță, 40 de elevi a Institutului Pedagogic din Orhei. 2. Deportări, aproape 300.000 în nordul înghețat, uciși 30.000 prin împușcare sau tortură. Orchestra Simfonică a Basarabiei a fost ridicată pe 3 iulie 1940 în gara Chișinău, la întoarcere din turneu, dusă la Orhei și împușcată în Valea Mării. 1.000 de persoane, copii, femei, adulți, lângă Odessa, împușcate prin pereții de lemn, a unui tren de marfă cu 22 de vagoane care îl transporta în Siberia. 450 de persoane găsite multe mutilate în gropile de la Consiliul Italian din Chișinău. Palatul Metropolitan, Facultatea Teologiei din Chișinău. Iată acolo au omorât oamenii în 1941 când fugeau sovieticii. Printre ei studenți, elevi, preoți, ceferiști. 87 de persoane la sediul încăvădăului din Chișinău, 15 cu mâini legate în groapă comună, 19 persoane găsite în sediul încăvădă din Cetatea Albă, 6 persoane din sediul încăvădă din Ismail, 5 bărbați și o femeie cu mâini legate. Total pierderi umane, în prima ocupație sovietică, deportări 300.000, uciși 30.000, total 330.000. Așa. Tot aici, trebuie să mai spunem o chestie. În anul 1941, când s-au retras ocupanții, au dinamitat, au aruncat în aer toate clădirile cele mai înalte din Chișinău, cum ar fi sala cu orgă, cum ar fi gara feroviară, cum ar fi catedrala din centru, toate clădirile astea au fost dinamitate, aruncate în aer, de către sovietici. Pe urmă, ei spuneau că toate astea au fost făcute de români și de germani. Nu-i drept, e o minciună crasă, noi știm și cum se numesc cei care au făcut lucrurile astea. Așa, la 23 iunie 1941, Guvernul sovietic a început evacuarea populației și a valorilor materiale ale Basarabiei în răoanele de est ale URSS. Apoi nomenclatura Comitetului Central al Partidului Comunist Bolșovic din Moldova, guvernul RSSM și toți KGB-știi cu agentura ocupanților s-au retras în zonele de est ale URSS. Dimensionat că peste 23% din muncitorii Basarabiei, 60% de feroviari, 80% de medici, majoritatea cadrelor didactice au fost evacuate forțat în adâncul teritoriului roșu.
În iunie, iulie 1941, de restul SME, au fost ridicați cu forță peste 500.000 de basarabeni, dintre care 240.000 înrolați în armata sovietică. Nu s-a mai întors niciodată. Despre ăștia în jos vorbește. De altfel, în iunie, iulie 1941, ocupanții sovietici au dus din Moldova circa 261.000 de cai, 225.000, 998 de vite cornute mari, 117.350 de oi, 117.000 de porcini. De asemenea, au fost evacuate și duse în Rusia sovietică 1.235 de vagoane cereale, 741 de vagoane cu produse alimentare, 95 de vagoane cu făină, 308 vagoane cu cereale furajere, 743 de vagoane cu diferite mărfuri, 32 de vagoane cu mărfuri industriale, 234 de vagoane cu utilaje și 698 de vagoane cu alte valori. Armata Roșie a distrus 76% din fondul locativ al Chișinăului. Iată așa eliberarea am avut noi în timp de o an de zile. Pagubile generale cauzate de război și de ocupanții sovietici au constituit 16 milioane de ruble sau de 30 de ori mai mult decât constituia bugetul RSSM în 1941. În aceste condiții, Republica Moldova are tot dreptul să înainteze Federației Ruse contribuții de război de circa 4 trilioane de dolari. Regimul de ocupație comunist instaurat în Basarabia în 1940-41-44-90 a păgubit populația Basarabiei cu 4 trilioane de dolari. Suma e convențională, plus la asta populația a suportat pe 60 de ani regimul de ocupație comunist. Colonialismul sovietic a distrus sufletele oamenilor. Au distrus bisericile, știți ce au făcut cu ele, au făcut garduri, etc. Deci, nu gazele noi suntem datori să le plătim scumpi și să avem datorii. Ei au datorii, l-ați auzit, 4 trilioane de dolari trebuie să ne plătească nouă. Pentru asta a fost omorât Gheorghe Ghimpu, dacă ați auzit, că el se legase cu cei din țările balte și cereau ca Uniunea Sovietică, în ziua de azi Rusia, să plătească pentru toate fără de lege care le-a făcut, că așa au făcut naziștii național-socialiștii germani. După război au plătit evreilor și la alți oameni care s-au adresat compensații pentru că au fost duși în lagări de concentrare. Păi nu știu dacă au fost în lagări de concentrare 100.000 deportați la tăiet păduri, etc., etc., etc. Gândiți-vă. Iată cum ne-au eliberat. Iată cum de bine am trăit. Nu vă dați, nu vă potriviți la propaganda cea de la Moscova. Duceți-vă și vedeți acum în Moscova, dar în Rusia. Un câine să-l iai pe fugă, n-ar și să apuca. Apoi vă gândiți că atunci era mai bine? Care progres? Ce eliberare ne-au făcut ei nou dacă ei au venit în pufăi și toți? Muiarele lor aici în Chișinău au găsit niște cămeși de noapte prin magazin, sau, pe magazine. S-au îmbrăcat și a două zâmblau cu ele prin oraș, că ele au venit toate în pufaică și gimnastiorcă, adică în tunica aceea lor militară. Înci boate de chiră de majoritatea din ei. O zi bună să ne auzăm de bine. Nu uitați ce am pățit noi cu eliberarea.